În a treia zi a facerii lumii, Dumnezeu a zis: Pământul să odrăslească verdeață, iarba purtătoare de sămânță, după felul și asemănarea ei, și pom producător care după felul să dea rod cu sămânță în sine pe pământ. Ideea mea și a colegului meu, regretatul doctor farmacist Răducanu, colonel, a fost să arătăm că nu există incompatibilitate între știință și credință. Dumnezeu a dăruit oamenilor plantele pentru a le fi hrană și leac, atât pentru trup, cât și pentru suflet. Iar oamenii le-au cultivat, le-au îngrijit și au înfrumusețat casele cu ele și s-au vindecat cu ajutorul lor. Iată, vă dau vouă toată iarba dătătoare de sămânță pe fața întregului pământ și tot pomul purtător de rod cu sămânță de pom în trânsul. Acestea vă vor fi vouă spre hrană. Dacă ne căutăm sănătatea, trebuie să ne gândim că o găsim întotdeauna în natură. Pe măsură ce evoluează gândirea omenească, adevărurile în Biblie, în Vechiul Testament, în Coran, sunt confirmate de știință. După spusele cercetătorilor, în cele două testamente au fost menționate mai mult de 100 de plante. Toate aceste plante sunt folosite și la noi din cele mai vechi timpuri, căci grădina Maicii Domnului, așa cum a numit Papa Ioan Paul al II-lea România, a fost binecuvântată cu nenumărate bogății. În povestirile din Biblie se regăsesc numeroase plante, miresme și condimente, dar și cele mai vechi leacuri din plante folosite de oameni. Există câteva plante care sunt implicate direct în procesele, în oficierile religioase. Busuiocul, salcia și nuc, frunza de nuc. În tradiția populară românească, în ajun de bobotează, fetele își pun busuioc sub pernă pentru a-și visa sortitul. Busuiocul muiat în apă își schimbă calitatea, în primul rând o purifică, apa devine curată, nu mai are niciun fel de microb în ea și este posibil pentru că busuiocul ca plantă are niște substanțe care omoară microbul. În India e considerată plantă sacră și o numesc Ocimum sanctum, varietatea indiană de busuioc. Și nu întâmplător, la noi se numește Ocimum basilicum, basilicum de la biserică. Și pe lângă proprietățile dovedite de fitoterapie, de știință, ca un dezinfectant foarte bun, are și semnificație sacră. Preoții înmoaie busuiocul în apa sfințită și stropesc lucrurile și ființele pentru a le da binecuvântarea, iar uleiul esențial de busuioc este unul dintre ingredientele folosite la prepararea Sfântului și Marelui Mir. Copacii menționați în Sfânta Scriptură simbolizau puterea și măreția. Un arbore plăcut Domnului este salcia. Se parte de flori, mlădiță de salcie, salcia fiind un copac foarte important în tradiția noastră. Salcia este prezentă în numeroase texte poetice, între altele în Basmul lui Dumnezeu, în Colinde, în istoria Mariei care a folosit salcia ca să treacă peste o apă pentru că salcia s-a plecat. În ziua întâi veți lua roade de pom frumoși, stâlpări de finic, ramuri de copaci tufoși și de sălci de râu și timp de 7 zile vă veți veseli înaintea Domnului, Dumnezeul vostru. Numele ăsta, denumirea asta de salcie plângătoare, pornește de la faptul că preia de la oameni lacrimile, plânsul. Și îi liniștește. Salcia, de mii de ani,
este precursorul aspirinei. Saligenolul e un glucozid care există în scoarța de salcie. În organism se produce acetilarea și devine acid acetilosalicilic, aspirină. De aici s-a născut aspirina. Multe popoare au considerat nucul un arbore magic. Nucul este un copac ale cărui frunze participă la sacru, pentru că de rusalii în biserică se împarte frunza de nuc, ea prefigurând, imaginând limbile de foc care au pogorât peste apostoli atunci când s-a întemeiat biserica. Deci, în biserica ortodoxă se împarte frunza de nuc la rusalii. M-am coborât în tainica grădina nucilor să văd juvoiul apei la obârșii. La nuc aș vrea să fac o remarcă. Toți spun că nucul conține iod. Este total greșit. Nu conține iod. Este o substanță colorantă, un antocian, care colorează, într-adevăr, când cureți nuca verde, pielea, ca și când ai fi dat cu tinctură de iod. Dar nu conține iod. În Uniunea Europeană sunt cercetări de plante toxice cu efecte nocive asupra organismului. Dulceața de nuci verzi sau lichiorul de nuci verzi este dăunătoare, numai fototoxică, dar posibil carcinogenă. În ceea ce privește frunzele de nuc, într-adevăr, au efecte benefice asupra sănătății. În infecțiile stomacale, datorită tanninurilor și altor substanțe, sunt binefăcătoare sub formă de infuzie, nu sunt dăunătoare, nu conțin naftochinonele care le conține nuca verde, coaja de nucă verde, deci poate fi utilizată în ceaiuri și intern și extern sub formă de cataplasmă. Încă din epoca antică, tămâia și smirna au fost folosite în ritualurile religioase. Aceste esențe, cum e smirna și tămâia, rezultate prin incizia anumitor specii de arbori, erau foarte scumpe. Era cam echivalent cu prețul aurului. Și intrând în casă, l-au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama sa, și căzând la pământ, i s-au închinat și, deschizându-și visteriile, i-au adus trei daruri: aur, tămâie și smirnă. Tămâia simbolizează dumnezeirea, iar smirna suferința prin patimi. Se arde în cădelnițe sau în vase speciale, iar fumul și mireasma deosebită creează o atmosferă de sfințenie ritualului religios. Afară de semnificația aceasta menționată în Noul Testament, smirna are proprietăți deosebite tot asupra aparatului respirator și asupra sistemului nervos central. Are acțiune sedativă în condițiile de stres, de insomnie, iar respirația imediat se ameliorează cu preparatele pe bază de ulei esențial extras din smirnă. Atât în Vechiul cât și în Noul Testament, tămâia este considerată un element simbolic de slăvire a lui Dumnezeu. Tămâia, e interesant că am observat că este utilizată nu numai în bisericile creștine, ci și în templele budiste, de exemplu, în stupe. Se tămâiază și acolo. Și este cel mai bun remediu pentru populațiile adunate într-un spațiu mic, aglomerat, dezinfectează perfect mediul ambient. Tămâia și smirna au o mare importanță ritualică, dar au și putere vindecătoare. La români, bradul, veșnic verde, a fost dintotdeauna un element esențial al obiceiurilor de nuntă sau înmormântare. Eu mă gândesc că noi trăim aici, la rădăcina bradului suntem născuți, trăim și murim tot acolo și bradul ne reprezintă cumva. Molizii nu scara murile lui,
Nici brazii n-ar putea să stea alături cu crângile lui. Bradul trebuie să ne însoțească în permanență toată viața, chiar și până la... Chiar și până la mormânt, să pună cei patru brazi. Brăduți mai mici care se pun la colțuri, la sanie, la faiton, la mașină chiar, da, care da. Se însoțește la mormântarea mordelii până la cimitir și acolo se înfige la colțurile mormântului. Și mai era un vechi obicei, în mijlocul codrului de braz, era un loc unde era un luminiș, un gol, se numea Biserica dintre Brazi. Și acolo se oficiau de către un baci mai în vârstă ceremonialul căsătoriilor între tinerii care familiile nu le permitea să se căsătorească din diferite motive. Dacă bradul este făcut de Dumnezeu, diavolul a încercat să-l strice și a bătut din loc în loc cât un piron și atunci Dumnezeu l-a binecuvântat și de atunci bradul are cruce. Și spunem, în vârful bradului este crucea, fiecare bradă și are crucea lui. Acele de brad conțin un ulei esențial foarte prețios, în special pentru căile respiratorii. Uleiul esențial este cel mai bun inhalant în astmul bronșic, în bronșitele cronice și așa mai departe. În pădurea de brad se simte un calm. Te încarcă cu energie și îți încarcă și plămânii cu un alt fel de aer. Rudă cu bradul, e mai mic, e altă familie, cu presacei, este ienupărul. Lemnul de ienupăr a fost folosit la construcția casei domnului, iar domnul însuși se compară cu ienupărul. Eu sunt ca un ienupăr verde, din mine ți se află roada. E un dezinfectant foarte puternic al căilor urorenale, dar foarte bine dozat și în special recomandat la cei care nu suferă de nefrită. Fie sub formă de infuzie, fie sub formă de câteva picături, nu mai mult de 3-4 picături diluate în ceai. Iar babele de ienupăr au și gust plăcut și pot fi folosite și condiment. Iar tot din ienupăr se prepară renumita băutură gin prin distilarea bobițelor de ienupăr, o băutură alcoolică, în special pentru țările nordice, foarte mult apreciată. Când vedem că vine primăvara, zice, care vine? Zice, care mai punea o întrebare, zice, bă, care și-o mai bătrân copac din pădure? Sau zice, că e mesteacă. El e primăvara și toamna, el ruginește, începe să facă ruginie. Mesteacănul a fost considerat de multe popoare un arbore sacru, datorită numeroaselor sale proprietăți terapeutice. Se pun mestece în tineri la porțile mireselor. Este un obicei, dar el are o pornire dintr-un obicei ancestral, din bătrâni. De mesteacăn, ei și-o fie crudă. Cine îi circulă sângele. Cu frunze de mesteacăn, face baie până aici și bagă șezutul în baie. Ala circulă sângele și desface tot. Mesteacănul este foarte util în curile de primăvară, respectiv seva de mesteacă. Și există preparate din seva de mesteacă, există de muguri de mesteacă. Recomand pentru cei care suferă sau chiar preventiv pentru afecțiune renale, infuzie de frunze de mesteacă, e suficient o lingură sub formă de infuzie la o cană cu apă și să lasă încet să răcească la 40 de grade. Asta e recomandarea generală pentru toate băuturile calde, să nu depășească 40 de grade. E un lucru foarte important, fiindcă dacă e 45 sau 50 de grade, distruge enzimele din cavitatea bucală, iar în ceea ce privește temperatura
ideale de a consuma vara, iarna, tot timpul anului, apa, nu de la 4 grade plus și la 8 grade. Condimentele sunt menționate adesea în Biblie. Erau folosite ca monede de schimb, dar și pentru tratarea diferitelor boli. Chimenul apare atât în Noul cât și în Vechiul Testament, în contexte cu valoare morală. Muștarul apare în pildele lui Isus ca simbol al credinței. Scorțișoara intră în compoziția undelemnului pentru ungere sfântă. Chimenul, scorțișoara și muștarul sunt plante medicinale 100%. Afară de condimentar, că dă o aromă plăcută și stimulează sucurile gastrice și digestia, sau cum este chimenul, chimenul și anasonul e cea mai bună infuzie pentru crampele stomacale, la copii. Scorțișoara, afară de gustul foarte plăcut, are și proprietăți și antibacteriene. În orice caz, condimentele se utilizează din ce în ce mai mult în alimentație, cu condiția neapărat să provină din culturi curate. În cele două testamente se face referire la nenumărate plante. Unele dintre acestea făceau parte din hrana oamenilor, altele erau considerate plante prețioase și cu o încărcătură simbolică aparte. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai alb decât zăpada mă voi albi. Isopului i se atribuie o importantă funcție purificatoare, azob. Cuvântul grecesc din care se trage denumirea de isop înseamnă plantă sfântă. Stropi-mă voi cu isop și mai vârtos decât neaua mă voi albi. Aici e dublă semnificație, purificarea spirituală și purificarea corpului întreg. Fiindcă și isopul face parte din familia plantelor care conțin uleiuri esențiale cu proprietăți dezinfectante, cu proprietăți cicatrizante. Plantă cu semnificație biblică și în același timp plantă medicinală. Cred că 80% din tot ce scrie în Biblie este util, fie ca hrană, fie ca medicament. Tot o plantă prețioasă este și menta sau izma. Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, că dați zeciuială din izma, din mărar și din chimen. Maica Domnului când s-a dus la părâu și s-a spalat, pe unul s-a răchit, a crescut numai menta. De aceea pentru durere de stomac, de orice. El mai bun leac, e prima dată când îți dă ceai de menta, el mai scump medicament. La 12 noapte când ai beunt, te mai dore nic. Este o plantă biblică, menta, foarte apreciată în toate țările lumii. S-a sezonează acum și salatele cu frunze de mentă, îi dă un gust foarte bun. Există mai multe varietăți de mentă, în special menta de cultură, originală din Hudson, așa se numește, menta pipedita, varietatea Hudson, este ameliorată pentru a obține mentolul, mentol cristalizat din uleiul de mentă. Dar nu este indicată menta aceea de cultură datorită concentrației foarte mari de mentol în frunzele de mentă. În schimb, la noi crește o specie de mentă foarte bună, îi spune menta longifolia în termeni științifici, ajunge la 1,5 metri înălțime. Frunzele acestei specii sălbatice de mentă le recomandăm, tocmai pentru faptul că conține o cantitate mai mică de mentol decât cea ameliorată din cultură. În schimb, conține taninuri care sunt astringente și antibacteriene. Deci în diaree, un ceai de mentă dă rezultate foarte bune. În Sfânta Scriptură, pelinul este asociat unei substanțe otrăvitoare. Și a trâmbițat al treilea înger și o stea uriașă a căzut din cer, arzând ca o foclie, și a căzut peste o treime din râuri și peste izvoarele apelor. Și numele stelei
îi se zice Pelin. Și o treime din ape s-au făcut ca Pelinul și mulți dintre oameni au murit din cauza apelor că se făcuseră amare. Băuturile tari din Pelin, absintul, care se utilizează în special în Franța. Utilizarea lui îndelungată duce chiar la o maladie, spune absintism, prin degradarea sistemului nervos central și merge până la nebunie, absintism. E un foarte bun în concentrație mică, bineînțeles, Pelinul, ca stimulant al digestiei, de aceea să-și prepare substanțe, adică digestive pe bază de pelin și alte plante cu substanțe amare care favorizează secrețiile gastrointestinale. Extern nu are niciun efect dăunător. Băi de picioare, băi de șezut, dar și acelea bine proporționate, cam 100 de grame la 5 litri de apă, să nu depășească această doză, că totuși prin piele poate intra în circulație. Deci, de 3 ori pe săptămână se pot face aceste băi și sunt absolut nenocive. De Rusalii, pentru a se feri de spiritele rele, țăranii purtau asupra lor săculețe cu pelin sau usturoi sau duceau la biserică crenguțe de tei ori de nuc. La Duminica Mare este lăsat de la Dumnezeu să sfințești tei pentru lucrul acesta, pentru tunitii, fulgerii, trăsnitii, aia să-i lăsa de la Dumnezeu treaba asta. De asta se sfințește creanga de tei. Dacă vezi că vine o sloată mare, ceva, vine un, zici că vai de mine, vine ceva, un puhoi, ceva, că se năruie lumea. O crenguță de unde o pui, la ușorul geam, la ușorul ușii, e o crenguță și o pui, dacă este aprins foc cumplită, o pui în sobă, să ardă. Spune că fumul care iasă pe horn se disparte în formă de trei, exact cum e Sfânta Crucii, ca să împrăște tot ce este rău pe pământ. Din păcate, prea puțin dintre noi azi mai prețuim învățăturile străvechi. Putem să luăm efectiv în brațe copacul, să-l strângem în brațe sau să ne rezemăm să stăm cu spatele lipit de el. Și stând astfel câteva minute, sunt sigur că ne vom întoarce acasă cu altă forță de viață, de muncă. Părerea mea este că fiecare ar trebui să încerce, dar în momentul în care cuprins un copac în brațe și stai liniștit, lipit cu urechea de scoarța acelui copac, îți dă o liniște. O liniște și o putere interioară. Deci asta nu i-am putut-o nici eu explica pentru că am încercat-o. Țăranii români au crezut dintotdeauna că plantele aud, văd, simt. O muzică blândă, frumoasă, este receptată și admisă de plante, iar o muzică destructivă le ofilește imediat. Am convingerea că arborii și pădurea sunt mai mult decât ceea ce vedem noi. Nu sunt o sursă de lemn, sunt o sursă de spirit, sunt o sursă de viață. Au un suflet, dar cu totul altfel, dar au sensibilitate. Ne transmit nouă impulsurile pozitive, iar noi când le iubim, simt acest lucru. De fapt, tot ce există în viață, rezultat al creației, trebuie să aibă un suflet. După chipul și asemănarea Creatorului. Asta e părerea mea. Poate pentru cine naștem noi, Vasile? Să ne chinuim toată viața, să ducem greu, să muncim. Să prăvăsuim pământul, este iată, că trebuie, cum pe pământ, trebuie și oameni. Dumnezeu de asta l-a făcut pe Adam. O înainte a făcut, toate le-a făcut pe pământul ăsta. Îmi vedeți la o iertăciune, când e la o nuntă, spune, de duminica și până sâmbăta, ce a făcut. Și chiar spune că la urmă l-a făcut și pe Adam. Uite că Dumnezeu a vrut să îngrijim pământul ăsta și noi, de fapt, îl distrugem. Sunt care vreau să încerce să distrugă și credința cu totul, să o ducă la pământ. Lumea fără credință și fără Dumnezeu e o lume fără capăt. Da, n-are niciun capătăi. Niciun capătăi nu mai are. Am fost creați ca să credem, spunea părintele Arsenie Boca.
Cu toate că tainele plantelor n-au fost descifrate încă pe deplin, oamenii cu inima deschisă le pot simți sufletul, ascuns în fiecare frunză, petală, celulă. Un mentor de-a meu spiritual vorbea despre sacrificiul și bunătatea plantelor. Foarte frumos. Plantele, florile, merg până acolo încât parfumează mâinile care le strivesc. Thank you.